intrat niște copii, 7 sau 8 copii, vârste între 10 și 17 ani, mi s-au adresat personal, aveam gradul de mai să ne dai maiorule, nu vă spun invectivele, că n-are rost, erau, să ne dai armament. Minciunile sfruntate, aruncate în diverse direcții la un moment dat, cu statut de calomnie, în ultima instanță, de asemenea. Volumele Adevăruri necesare, Marota de conspirării securității, Mișcarea legionară în Dobrogea anilor 1940-1944, dar și revista Vitralii Lumini și Umbre prezintă publicului larg partea mai puțin vizibilă a istoriei noastre. Rapoarte oficiale ale siguranței, dar și ordine ale fostei securități pot fi citite acum de toată lumea. Lucrarea aceasta este dedicată mai ales specialiștilor, dar nu numai. Eu cred că orice om, orice persoană interesată de cunoașterea adevărată a fenomenului legionar trebuie să cunoască în primul rând și documentele. Apoi să avem, pe baza lor, pe baza interpretărilor corecte, să ne putem formula opinii avizate cu care să putem judeca istoria. Diversiunea lansată atunci, mai mă întrebau oameni din sală, în legătură cu diversiunea lansată încă din 22 decembrie 89 cu securiști teroriști, deci a fost pregătită și lansată, încă mai continuă, din păcate, și azi.